Radu Paros Mihăiță revine în politică. Cunoscutul om de afaceri și fost viceprimar al municipiului Slobozia a aderat la AUR și este noul coordonator al organizației Slobozia a partidului. Paros a declarat că a decis să facă acest pas ca urmare a procesului de reorganizare în care se află în acest moment partidul lui George Simion, fiind convins că experiența sa politică și creșterea Alianței pentru Unitatea Românilor în sondaje vor asigura un scor foarte bun la alegerile locale de anul viitor. Am decis să intru în Partidul AUR, așa cum a spus și domnul Cătălin, odată cu deschiderea porților acestui partid, care într-adevăr erau un pic, să zicem așa, închise, cel puțin la noi, la Ialomița și Slobozia, s-au cam închis de tot, deși am avut niște discuții ulterioare cu fosta conducere a Partidului AUR. Ele nu s-au concretizat. E nevoie și de oameni care au mai făcut politică, care știu administrație, că asta este ideea, vrei să faci o politică de calitate și o administrație corectă. Am hotărât să intru în acest partid, să mă ocup de organizația Slobozia, pentru că aici, în primul rând, mă pricep, zic eu, foarte bine și o să încercăm să fim chiar o contraofensivă destul de serioasă la cele două partide care deguvernează, PSD și PNL, pe care îi vedem împreună și la Consiliul Județean și la Consiliul Local. Radu Paros intenționează să candideze la primăria Slobozia și este optimist în privința rezultatelor electorale. Aceasta va fi cea de-a cincea sa candidatură la fotoliul de primar al municipiului. De fiecare dată, cunoscutul om de afaceri a candidat din partea altui partid. E prima oară când eu am un partid puternic în spate, adică e invers. Până acum am avut numai partide slabe, ecologiștii barem ce, noi aveam nici 1%, da? Și i-am ridicat pe plan local la 10%. PMP-ul, știți foarte bine, erau sub 5%. N-au avut niciodată vreun consilier de când s-au înființat în Consiliul Local. Am luat doi consilieri. Da? Deci fiecare partid a fost, hai să nu exagerez, destul de mult sub mine. Acum e prima oară când am un partid puternic care mă trage efectiv și pe mine și cred că vom lua un scor foarte bun din punctul meu de vedere. Un minim de 25% cred că o să-l scoatem la momentul ăsta. Radu Paros a preluat coordonarea organizației Slobozia după demisia senatorului Rodica Boancă din partid. AUR este în plin proces de reorganizare și a deschis porțile pentru aderarea de noi membri. Conform celor mai recente sondaje, partidul AUR se află pe locul 2 în preferințele românilor și se îndreaptă vertiginos spre primul loc. Partidul AUR a crescut foarte mult în ultimii 2 ani și are nevoie de oameni în cadrul lui pentru a fi consolidat. Obiectivul partidului pentru 2024 este de a oferi o soluție reală de guvernare românească, dar fără a face alianță cu alte partide care au fost la guvernare până acum. Și ne adresăm în special locuitorilor din județul Ialomița, de bună inițiativă, de bună credință, care vor să se alăture acestui proiect. Până acum, să spunem că ușile cumva au fost închise accesului general a oamenilor, dar de astăzi ne bucurăm că l-avem pe Radu Paros aici și îl salutăm că e prima personalitate a orașului care face pasul spre noi. Domnul Paros, împreună cu noi, ne va ajuta să organizăm lucrurile pe Slobozia. În funcție de cum vor sta lucrurile în acel moment, se va decide cine va fi candidatul din partea AUR pe Slobozia. Aceea o să avem o discuție atunci, vom lua în balanță cine pe cine trage, să zicem așa cum puneți întrebarea, cum obține partidul un scor cât mai bun și raportat la dorințele generale ale partidului și să nu ne asociem cu alte partide, să nu facem tot felul de alianțe și alte lucruri de genul, că altfel nu o să ne mai voteze România. Adică dacă noi mâine mergem cu PSD, ca să luăm un exemplu, am pierdut 90% din electorat. AUR are până în acest moment în Ialomița 25 de organizații. Scopul nostru este să ajungem la 60% din ele înființate și la un număr de 500 de membri activi pentru a putea organiza alegeri și a desemna un președinte. Deci până atunci vom lucra în formula asta de coordonatori, de lideri, așteptăm pe toată lumea, cum a spus și Radu.
chiar e loc pentru toată lumea și nu o să facem niciun fel de discriminare, atâta timp cât respectă niște criterii de bun simț, nu a făcut parte din guvernare, nu a avut funcții importante, nu și-a bătut joc de bătrân, nu știu ce, azil sau așa mai departe. Vrem să fim deschiși, să acordăm fiecărui om o șansă până la urmă. Nu să judecăm și să arătăm cu degetul și să zicem că noi suntem cei mai buni. Deci cine vrea să vină să dea ceva pentru țară, că asta e ideea, nu facem asta pentru noi. Chiar încercăm să reconstruim România.